Isabela Vasiliu Scraba, Patapieviciul. Moto. Marea minciună începea să-și desfășoare ilara frazeologie, cu ajutorul căreia se pregătea reducerea unui popor la cea mai cruntă și mai tragică robie. Dezmoșteniții pământului căutau să-și facă loc pretutindeni unde se putea. Lucian Blaga, luntrea lui Caron. Doamna Monica Rovinescu observa, citind o carte despre comunism apărută în Franța, ciudata necunoaștere a rezistenței anticomuniste din România, rezistența armată ce a durat peste un deceniu până la exterminare. Se pare însă că nu istoria, ce fusese vreme de 45 de ani trecută la secret, trebuia aflată după 1990, și nici faptul istoric al rezistenței românești, de care foarte mulți n-au auzit nimic sau au auzit extrem de puțin. După ce românii se arătaseră atât de deciși a plătit chiar și cu prețul vieții înlăturarea comunismului, ce s-au gândit unii imediat după aceea? Iată, picat din cer, momentul ca românului să-i se toarne pe gât porția de culpabilizare. De acest lucru s-a ocupat cu mult succes domnul Horia Roman Patapievici. Pentru cei care au scăpat de vătămarea minții necitindu-i cărțile, sau articolele din revista 22, informăm cititorii că abundenta sa vorbărie s-a iscat după abolirea comunismului de la constatarea pe care a făcut-o în 1990 că tatăl său a fost român și colaboraționist. Cele două determinante majore reunindu-se în decedata persoană a propriului tată, domnul Horia Roman Patapievici nu ezită să generalizeze. Deci toți românii au colaborat cu ocupantul sovietic. Astfel găsită, ideea a fost exploatată până la paroxism. Colaboraționismul propriului tată ar reprezenta cel mai de preț indiciu pentru o întreagă serie de concluzii, tot una și una. Presupunând că tatăl său n-a fost silit să colaboreze, sau aflând asta de la el, fiul consemnează că tatăl său chiar a voit să facă ceea ce a făcut. Apoi, prins iarăși de euforia generalizărilor, din actul voluntar a colaborării românului său tată, domnului Horia Roman Patapievici se năzărește că poporul român are vocație pentru aservirea voluntară. Dar lucrurile nu se opresc aici. Ar fi prematur, căci una este evidențierea vocației și alta intuiția de esență. O nouă opintire pe drumul ales îl saltă prin vidul gândirii spre dilematica concluzie că aceasta ar fi aporia etnică a românilor. Din abureala aporiei la care a ajuns cu mintea sa atât de săltăreață, domnul Horia Roman Patapievici se desmeticește, poticnindu-se de esența cea spurcată a tatălui său, care, român fiind, prin colaborarea sa voluntară, s-a spurcat în toată ființa. De aici rezultă, de asta dată, nu prin euforia generalizărilor, ci prin contaminare, cum esența cea spurcată a tatălui colaboraționist a întinat toată românimea. Colaborarea, scrie domnul Patapievici, i-a spurcat pe ei, pe români, în toată ființa. Încheia citatul. Din 1990 încoace, domnul Horia Roman Patapievici s-a întâmplat să nu mai fie de acord cu exprimarea excesivă că tatăl său a fost român. În viitor s-ar putea să-i apară excesivă chiar și etnia poloneză atribuită tatălui său. După Platon, vorba proastă, născută dintr-o gândire șuie,
nu vată-mă doar adevărul, ea vată-mă și sufletul. Senzația aceasta de vătămare a sufletului mă paște de fiecare dată când îmi cad ochii pe găunoasa și mult aplaudata frazeologie a acestui talentat orator politic. Notă. Fără a fi nevoie să cităm vreun nume, pentru perioada postcomunistă s-a putut cu ușurință observa cum morbul culpabilizărilor i-a cuprins pe toți pasionații operei cioraniene de tinerețe, pe toți hermeneuții de ultimă oră a lui Caragiale, pe toți demolatorii miturilor noastre culturale și ai lui Eminescu în special.